Nu mai pierdem timpul, Cristi Dorombach este în studioul Newsroom cu ultimele lansări, ultimele inovații. Bună ziua, bine v-am găsit! Până la lansări vorbim puțin despre bani și avem aici un grafic care ne arată câți bani s-au făcut din publicitatea anul trecut pe internet. De ce vrei să ne întristezi de la început? Întristez pentru că sunt vești bune, s-au făcut 36,6 miliarde de dolari. Asta undeva la nivel global și printre cele mai bănoase activități de pe internet, de unde au ieșit cei mai mulți bani din publicitate, search-ul are 46%, iar bannerele clasice au scăzut la undeva de 21%. Ce e de remarcat aici este faptul că publicitatea mobilă a crescut foarte mult anul trecut pe internet, cu o rată de creștere de peste 110%. Dar nu știi cum au stat lucrurile în România? În România încă se calculează, în curând ar trebui să vină banii, să vină detaliile și din România. Și ați observat probabil că e ceva diferit aici. E ceva diferit pentru că am venit cu un televizor de data aceasta la care am conectat noul Samsung Galaxy S4, care a aterizat aseară în București, la propriu. Pentru că telefonul a venit însoțit de un elicopter. Am văzut eu pe Facebook că ai fost la lansare. Am fost la lansare și am fost foarte încântat și vi l-am adus să-l vedeți și voi. Ce aduce nou acest telefon? În primul rând, față de telefonul pe care l-ai tu și îl cunoști deja, are mai multe opțiuni. Da, puteți să faceți o comparație, dar să știți, doamnele v-ar spune că apropo de mărime... Are mai multe opțiuni în ecranul principal aici, acele opțiuni pe care le vedeam sus. Nu ești mulțumit de acest lucru. Uite, să intrăm, spre exemplu, pe site. Am intrat pe realitatea.net, iar dacă mă uit la telefon, telefonul mă va recunoaște că mă uit la el și, m-a recunoscut, iar în momentul în care eu mă uit în jos, telefonul îmi va scrolla, îmi va da pagina mai în sus sau mai în jos, în funcție de cum mă uit eu la telefon. Păi și dacă te doare capul și dai un pic, ce faci? Stai să mă recunoască, mă uit în jos, telefonul zice că eu pot să mă uit mai în jos. Cristi, dacă îți place muzica rock și dai din cap... Te va recunoaște și pe tine. Mai mult decât atât, dacă... Ne pare rău, Cosmin Stan, nu pot fi recunoscut pentru că nu există. În final. Destul de ciudat să stai și să... Așa poți citi un text foarte, foarte stai corect. Stai un pic să le punem arăt... unul lângă ce. Le punem imediat, mai am să-ți arăt o funcție sau cu mâna. Mult mai interesant cu mâna. Dai cu mâna pe lângă telefon și textul ți se va duce. Ecranul este mai mare față de telefonul pe care l-ai tu deja. Da, hai să le pun așa cumva la este mai subțire și mai ușor. Da, pe mine m-ar interesa un aspect extrem de important. Cât costă? Prețurile diferă în funcție de operatorul prin care vine. Sunt... oferte diferite pentru fiecare operator. Nu ăsta e al meu, vreau să-ți mai arăt câteva funcții pe noul telefon. Nu știu dacă telefon. L-ai cunoscut pe Cosmin, el este genul care nu te anunță doar ce. Pur și simplu le-am încurcat. Că cealaltă funcție foarte drăguță este cea de a face poză, pentru că folosește ambele camere atunci când faci o poză și, spre exemplu, dacă eu vreau să-mi fac o poză alături de Emma, pot să... Poți să rămâi acolo, nu-i nicio problemă. Pot să mă uit la ea și să fac această poză, dar... Fac și eu, vreau și eu să fac. Dar mai mult decât atât, are încă o funcție numită Drama Shot, funcție care îți multiplică oamenii în, în poze, astfel încât să poți să ai imagini cât mai dinamice și cât mai drăguțe, chiar și scurte imagini cu sunet și imagine. Hai că am reușit. Da, da, ai reușit? Dăm să vă mai arăt. Suntem dotați cu ultima generație și întrebarea mea, Cristi, pe lângă toate aceste lucruri, gătește, spală, face curat. Da. Urmează să facă și acest lucru. Da, să nu, vreau să-l comparăm un pic și cu concurența. Dăm telefonul. Te rog. Mă rog, nu e chiar concurența, e un model mai vechi, dar putem spune da, că un bine, probabil că de mâine... iPhone 5 este un pic mai mare este decât un ăsta. Pic mai mare și... Dar S4 este și mai mare. Este și mai mare și dacă ne uităm la acest telefon, vedem că ecranele mari sunt deja mai preferate în fața unor alte telefoane. Da, ai putea să vii dai înapoi așa, mititel cum este. Oamenii preferă, uite pozele de care vorbeam mai devreme, în care același personaj este în diferite ipostaze. Ecranele mari, spuneam mai devreme, sunt preferate de către oameni, deși există în continuare și oameni care
preferă ecranele oarecum mai mici. Bun, arată-mi tu dacă pot să postez fotografia aia pe care am făcut-o eu cu mine și cu Emma pe pagina noastră de Facebook chiar acum. Eu cred că voi putea posta acea fotografie pe pagina de Facebook, însă acest telefon nu este al meu. L-am împrumutat, ca să spun așa, de-a lui coleg. Cristi, atunci să-i citim mesajele, să-i dezvăluim. Încă un lucru foarte bun, că mi-ai amintit de mesaje. Uite cum putem citi mesaje. Doar punând mâna peste acel mesaj, fără să apăsăm pe ecran. Foarte drăguț. Hai, trimite poza la mine în telefon, ca să o postez eu pe Facebook. O să primești poza în câteva momente. Dragilor, puteți să vă dați unul altuia mesaje, ar fi absolut minunat. Eu nu pot așa doar apăsând cu degetul. Bine, mulțumim, Cristi, mulțumim foarte mult. Mulțumim, Cosmin, nu e nicio nevoie.